Un adolescent român uimește lumea sportivă. La doar 16 ani, Robert se face remarcat pe terenul de basket nu doar prin talent, ci și prin înălțime. 2 metri și 31 de centimetri. Tânărul, care este încă în creștere, urmează cursurile unei școli din America, unde joacă și basket. Adolescentul, supranumit noul Ghiță Mureșan, este la vârsta pe care o are cel mai înalt basketbalist din lume. My name is Robert Bobrovsky. I'm 7'7 and I play basketball for Spire Institute here in Geneva, Ohio. Numele lui apare pe lista celor mai înalți oameni din istorie. Tânărul basketbalist a ajuns deja la înălțimea de 2 metri și 31 de centimetri, deși are doar 16 ani. A lot of work that needs to be done. Right now I'm focusing on developing my body, the speed and the mobility. Românul, care joacă basket de la 6 ani, are șansa să devină cel mai înalt jucător de basket din lume. Well, in the beginning I guess they're nervous or scared, I don't know. But once you start playing, they realize that I have 2 feet and 2 arms the same way as they do, so the only difference is the height. Adolescentul a plecat din România în urmă cu 2 ani pentru a juca basket în Italia. Acum tânărul practică acest sport la o academie prestigioasă din Ohio, Statele Unite. Well, I can only imagine what somebody thinks when they see him. But when they see him, they know it's going to be a long night because not only is Robert big, but he's very skilled. Robert provine dintr-o familie de sportivi. Tatălui este fost basketbalist și măsoară 2 metri și 17 centimetri. Iar mama tânărului a fost și ea handbalistă în 2 echipe din Timișoara și Arad. I think what people need to know about Robert is so honored that he is here at Spire with us. Visul lui Robert este să joace în NBA, unde, în cazul în care va fi acceptat, va deveni cel mai înalt jucător din Liga de Basket a Statelor Unite.